de oameni care deja sunt alături de noi și le mulțumim tare mult că în după amiaza asta ați decis să investiți timp de o oră fiind aproape de noi în această discuție în care vom povesti ce se întâmplă în momentul acesta cu copiii, cu o parte dintre copiii de primar, copiii de gimnaziu. Alături de noi vom avea pe Diana Ilie, care e învățătoare într-un sat din județul Călărașu. Vom avea și pe Mihaela Bucșa, care e profesoară de fizică și chimie, dacă zic bine, Doar fizică. doar de fizică, în două comunități din județul Brașov. Ne vor povesti ele imediat mai multe ce fac în perioada aceasta cu copiii. Până atunci, vreau să mulțumesc și colegilor de la TechSoup, care se ocupă de tot ce înseamnă asigurarea părții tehnice din spate. Le mulțumesc și celorlalți colegi care au făcut posibilă platforma Școala pe Net, și anume Centrul de Resurse în Comunicare, celor de la Teach for Romania, pentru că Diana și Mihaela sunt cadre didactice susținute prin programul Teach for Romania. Numele meu este Vasile Brașovanu. Sunt și eu, la rândul meu, absolvent al programului Teach for Romania. În prezent coordonez diferite programe de training și programe educaționale pentru profesori și părinți. Școala pe net este un proiect care a pornit la inițiativa celor patru organizații de care vă ziceam ceva mai devreme. Partenerul instituțional strategic este Ministerul Educației și Cercetării, iar acest proiect, această platformă, este susținut de Kaufland România. Discuția noastră va dura în jur de o oră. Vom avea și câteva întrebări pentru dumneavoastră și vor veni întrebările în timp real, și cu ajutorul răspunsurilor vom contura și noi puțin felul în care va decurge discuția. Și pentru început, v-aș propune următoarea întrebare celor care ne ascultați și ne priviți, și anume, câți dintre copiii cu care lucrați au acces la învățarea aceasta online, au acces la internet sau la resurse tehnologice în așa fel încât să poată participa de acasă în ceea ce înseamnă cursuri online sau păstrarea legăturii online cu școala. Și avem mai multe variante de răspuns. Ne-am bucurat tare mult ca în următoarele secunde fiecare dintre dumneavoastră să bifeze în funcție de cum știe că arată realitatea școlii în care predă sau a copiilor cu care lucrează. Bun, până avem rezultatul de la întrebare, le-aș propune colegelor mele să ne spună câteva cuvinte despre cum arată comunitățile în care predau. Și aș începe cu Diana, pentru că e învățătoare. Diana, dacă ne poți împărtăși puțin despre cum arată comunitatea în care predai, care e profilul copiilor, al părinților și eventual ale cancelariei. Da. Diana Ilie este numele meu, încă o dată. Predau în Sohatu, județul Călăraș, comuna Sohatu, o comunitate de 3200 de suflete, care cuprinde două sate. Eu predau în Sohatu, la școala primară, la școala gimnazială, mai ales și Comuna Progresul, da? Satul Progresul și 324 de elevi, atât la primari cât și gimnaziali, cât și preșcolari. 200, în jur de 200 suntem la primari și gimnaziali. Comunitatea este o comunitate sub nivelul mediu, pentru că așa am ales împreună cu TIC. Este o comunitate izolată. Primul mijloc de transport, respectiv trenul, este la 8 km distanță, dar cu niște oameni extraordinari, deci ca și oameni care fac lucruri împreună. Da? Comunitatea noastră din școală e foarte unită,
lucrăm foarte mult împreună pe diverse proiecte și parțial avem și susținerea părții de administrație acum. Cam care e gradul de conectare al copiilor la întâlnirile online din ultimele 2 săptămâni? Cam câți dintre copii, la nivel de procente, participe în întâlnirile cu tine? Bun. Gradul de conectare este direct proporțional cu disponibilitatea de a avea dispozitive, da? Așa, noi nu avem, suntem încă la nivelul la care nu toți copiii sau nu toți părinții au dispozitive. Da? În condițiile în care în clasa mea, care are 20 de elevi, sunt doar 15 cei care au dispozitive și posibilitatea de a intra măcar pe WhatsApp. Da? Pentru restul am găsit diverse soluții, așteptăm acum să le trimitem. Deci procentul inițial, în prima săptămână, a fost de 5. Așa. După aceea a crescut la 7-8, temele le trimit vreo 10-12, da? Sau activitățile pe care lucrăm împreună, dar constant sunt cam 7-8 pe an. Deci 35-40% din ceea ce am eu. Mulțumim tare mult. Mihaela, dacă ne poți povesti câteva lucruri și despre tine și despre cele două comunități în care predai, care sunt destul de diferite. Foarte diferite. Între ele. Bun. Sunt Mihaela Bucșa, profesor de fizică la Crisbach și Sfânt Petru, două școli gimnaziale din județul Brașov. Sfânt Petru e o comunitate la doar 3 km de Brașov, care, din fericire, a acționat foarte drăguț în perioada aceasta, în sensul că a fost foarte pregătită, chiar dacă este o comunitate rurală. Noi, de un an de zile acolo, avem platformă online, lucrăm pe platforma Teams, toți copiii au adrese de mail, sunt înrolați pe platformă. Era oarecum uzual să lucrăm chiar și la ore pe această platformă și atunci a fost destul de simplu să continuăm de acasă. Avem din luna ianuarie și catalog electronic, o platformă destul de ok și atunci acolo s-a putut lucra cu peste 90% din copii. Și acolo sunt probleme, avem câțiva copii care nu au posibilitatea să se conecteze, dar va fi ușor să recuperăm pentru că sunt puțini. În partea cealaltă, la Crisbach, în schimb, nu am avut niciun fel de sistem prestabilit cu care să fim obișnuiți și noi profesorii, dar și copiii să lucrăm și asta s-a văzut foarte tare în perioada asta. Crisbach e o comunitate nu neapărat foarte departe de Brașov, la 25 de kilometri, dar este o comunitate în care majoritatea populației trăiește în sărăcie extremă. Avem două sate, Crisbach și Cutuș, sunt cam 2500 de locuitori. În Cutuș avem o comunitate destul de mare de etnie romă, dar în mare parte nedeclarată. Și acolo se trăiește în sărăcie foarte mare, avem un abandon școlar foarte mare, de exemplu, la clasa de 8-a la care sunt eu dirigintă, am 16 copii, dar din aceștia 16, doar 4 sunt cei care acum 8 ani au început împreună clasa 1. Restul au trecut prin perioade de repetenție, abandon școlar, iar cei 4, când au început clasa 1, erau 28 de copii, din ce mi-a spus fosta lor învățătoare, și au ajuns în clasa 8 acum, în anul care trebuie să fie doar 4. Și din cauza sărăciei, evident că au un telefon pe familie, o familie în care sunt 5, 6, 7 copii și a trebuit să ne descurcăm cu un telefon pe familie, învățători, profesori, toți care trebuia să lucreze cu ei. Dintre copiii care lucrez eu, cam 25% din Crisbach au conexiune internet ok pe care pot lucra, adică la modul pot intra inclusiv video, pot viziona filmulețe, practic pot să lucreze cu orice material le primit. Mai sunt încă vreo 30% care au și dispozitive și internet, dar la internetul este limitat în primul rând de costuri. Au diverse cartele care fie nu au credit, fie nu au semnal, pentru că stau destul de departe de centrul comunei și nu au semnal. Și atunci cu ei a trebuit să găsim soluții, să le trimitem link-uri pe care să le poată lucra direct online, mai puține filmulețe, nu am putut face videoconferințe sau lucruri de genul acesta, pentru că chiar nu puteau să participe.
Și mai sunt ceilalți care fie nu au dispozitive, fie nu au internet. Am ajuns și la situații în care pur și simplu i-am sunat și le-am citit textele, fișele, ce avem de lucru, inclusiv de la alte materii, că n-am lucrat numai fizică cu colegii, cu copiii din clasa la care sunt dirigint. Am preluat materia de la ceilalți profesori, am vrut să lucrăm pe 11 materii în această perioadă, din 15 care sunt în catalog, la 8-a, dar inclusiv așa, i-am sunat, le-am citit, le-am explicat cuvintele și ce nu au înțeles și apoi ei mi-au spus răspunsurile pe care eu le-am citit și le-am transmis colegilor, acolo unde nu s-a putut altfel. Avem, evident, și copii care au refuzat să lucreze, au toate dispozitivele și tot ce trebuie, dar au zis că ei nu vor să lucreze, iar pentru ei va trebui să gândim varianta de recuperare. Aș putea, dacă e, să testăm și varianta de share screen un pic. Perfect. Să vă arăt câteva poze ca să vă dați seama de cum arată comunitatea, fără copii, evident. Ia să vedem, dacă din ce ne până acum înțeleg că la nivel de școală, cel puțin în Crisbav, acolo unde situația poate e mai provocatoare, mergeți pe mai multe scenarii și pe mai multe tipuri de acțiune. Pe de o parte, copiii care au acces la internet nelimitat, atunci și continuați lecțiile și video și prin imagini, interactivitate mai mare, cei care sunt cu cartelă ca să nu consume internetul, linkuri care să nu necesite foarte multă viteză neapărat, poate conectare la internet, și pentru cei care nu au poate deloc acces la internet, din ce ne spui tu acum, faptul că îi suni. Însă știu că faci și mai mult de atât, faptul că există un fel de program de mentorat pentru cel puțin copiii mai mari. Dacă ne poți povesti tu mai multe despre cum s-au organizat copiii în așa fel încât să se sprijine unii pe alții. Da, am avut surpriză după prima săptămână în care chiar am încercat să-i găsesc pe toți, că nu aveam nici toate numerele de telefon la ei și asta cu numele de telefon este foarte instabilă, schimbă foarte des cartelele pe care le folosesc și părinții la fel, nu le mai au numerele valabile și atunci e foarte greu să-i găsești, dar au ei, bun, celebrul radioșanț, dacă e să-l numim așa, în care ei reușesc să se anunțe chiar dacă nu ies din casă să se viziteze, pentru că le-am explicat foarte clar că nu este voie să se întâmple asta. Au reușit inclusiv cu telefonul dat peste gard la vecinul, cu mama care știe pe mătușa, nu știu cui, care știe telefonul mamei sau unui vecin al copilului pe care îl căutam și tot așa cumva rețeaua asta a lor informală a funcționat foarte bine și asta mi-a plăcut foarte tare. Și au apărut apoi situații în care apăreau ei, mă căutau ei. Copiii mei au preferat să ne găsim pe Facebook, au făcut ei un grup de Facebook Messenger, în care s-au tot adăugat, unii chiar și-au creat conturi speciale pentru asta, că nu vreau să le vadă profesorii pozele puse de ei pe contul privat. Și am reușit să comunicăm cu mare parte din copii așa, dar ajutându-se ei. Cu frați mai mari avem și copii cu CES, care în această perioadă chiar au fost ajutați foarte mult de frații mai mari, care făceau cam ce făceam eu cu cei care nu au acces la internet, le citeau, făceau partea aceea de adaptare a materialelor la ceea ce poate să facă copilul cu CES și am apreciat foarte tare asta. Deși acești frați mai mari, unii dintre ei sunt abandon școlar, ei n-au terminat clase. Deci cumva comunitatea asta s-a mișcat frumos și mi-a plăcut foarte tare asta. Și treci dincolo de poate conținutul strict pedagogic și ajungi să formezi poate comportamente și să dezvolți valori sănătoase pentru o comunitate, și anume zona asta de solidaritate, între ajutorare și programul ăsta de mentorat, până la urmă că îl putem numi așa, între copii, chiar dacă cei care sunt mentori la rândul lor n-au poate cele mai formidabile rezultate din punct de vedere academic, dar au ceea ce poate e mult mai important, niște valori care nu-i lasă să fie indiferenți față de colegii lor care poate nu sunt la fel de privilegiați atunci când vorbim de tehnologie sau acces la internet. Ce m-a ajutat foarte mult au fost copiii mai mari, cei care anul trecut au mers la școli profesionale și licee. Acum sunt clasa noua și ei m-au ajutat foarte mult și prin exemplu personal au arătat că se poate și au motivat destul de mult pe actualii copii care sunt în școala generală, gimnazială, să vadă că se poate, că chiar poate să meargă, să aibă o meserie și să ajungă să aibă locuri de muncă, contracte de muncă,
Sărăcia din Crisbav este cauzată în principal de faptul că părinții au abandonat școala majoritatea până să facă 4 clase, nu au nicio calificare, nicio posibilitate să aibă un contract de muncă și atunci, normal, muncind cu ziua, sunt trăiesc în sărăcie foarte mare. Și au înțeles că asta este cauza și au încercat să ajute copiii care au reușit anul trecut să meargă, chiar au reușit să ajute foarte mult acum. Mulțumim tare mult pentru împărtășire. M-aș întoarce puțin la Diana și te-aș întreba cum arată pentru tine o zi de școală, dar că de data asta nu din sala de clasă, ci din sala de acasă, dacă o putem numi așa. Cum te pregătești pentru întâlnirile online cu copiii și poate care sunt principalele mijloace tehnice prin care interacționezi cu copiii în toată această perioadă? Da, la noi este puțin diferit la primar față de gimnazial, pentru că e nevoie de implicarea părinților. Chiar dacă, așa cum spunea și Mihaela, rata de analfabetism este și la mine în comunitate destul de mare, dar părinții, majoritatea sunt cu 8 clase, da? Au mers până la nivel de clasa 8-a. Așa că mă ajută cel puțin cu cititul și cu scrisul și deocamdată cu unde sunt implicați eventual. Evident, unde sunt implicați. Sunt și părinți, cum spunea și Mihaela, care au toate dispozitivele și iar copiii nu participă deloc. Păi, o zi, așa cum le, în primul rând, contează ce am făcut cu o zi înainte, da? Sau ce am făcut de la oră, încercăm cât de cât să menținem orarul, da? Pe care l-am avut la școală și încerc să-i țin ocupați, chiar dacă nu online, toată perioada asta, pentru că noi ne vedem o oră și ceva, da? Dar în discuții individuale și le dau activități care să-i țină ocupați. Dacă da, ne poți ceva exemple foarte concrete? Da. Bun, păi dimineața mă trezesc, îmi beau cafea, le corectez temele pe care le primesc seara de obicei sau dimineața, pentru că avem timp și le dau timp, totul e organizat, da? Le dau timp inclusiv lor. Așa, corectez temele, după aceea intru între 10 și 1, acum depinde cum stabilim de o zi, două înainte, nu ne vedem zilnic, ne vedem ca o dată la două zile, da? Așa, și facem orele pe care le avem, pe care le-am stabilit, le facem, consolidare și recapitulare, nu am făcut predare, nu am predat material nou. Ce am făcut în schimb, am încercat cumva să integrez tot ce se putea, da? Dacă am adus texte noi, da? Chiar dacă am lucrat pe lucruri pe care le-am făcut, la română, de exemplu, am adus texte noi, dar care să conțină informații din științe, care să conțină informații, dar am încercat cât de cât să accentuez și partea cealaltă care în momentul de față nu o putem acoperi. Da? Bun, și după aceea le trimit pe WhatsApp și foarte important, nu le dau online temele, da? Și sau activitățile pe care le au de făcut, pentru că să aibă și ceilalți acces, cei care nu au participat. O parte dintre ei îmi trimit activități, nu au acces, nu au dispozitive, părinții sunt la muncă, există un singur telefon în familie, da? Și atunci ei au acces la el seara. Deci înțeleg că există zona asta de atenție la cum distribuim activitățile în așa fel încât să asigurăm echitatea, acces pentru majoritatea dintre copii. Și mai transmit și telefonic, da, scuze-mă că te-am întrerupt, da. Uh-huh, uh-huh. Cam cât timp petreci cu copiii efectiv în online? Și asta m-aș bucura dacă ar răspunde și cei care ne urmăresc. Cam cât timp într-o zi petreceți cu copiii în online sau cât de mult stai cu ei strict în zona asta de consolidare, recapitulare? Ți-am spus cam o oră și jumătate, da? Cam o oră și jumătate, dar mai am discuții unul la unul. Uh-huh. Cu cei care au WhatsApp acolo,
stau cu ei 10-15 minute, corectăm, vedem ce mai avem de lucru, ce le dau de lucru. Activitățile sunt puțin diferite față de ceea ce făceam la clasă, pentru că încerc să-i țin motivați. Atunci e nevoie să-i aduc cât mai aproape și să-i țin acolo. Și încerc să implic și părinții și să nu se plictisească nici aceia. Da? Adică încercăm cumva să echilibrăm toate balanțele cu tot ce avem la îndemână. Pentru că e important, cel puțin la primar, acum să ținem și părinții ocupați. Mm-hmm. Deci, în momentul de față sau în perioada asta, părinții sunt mai angajați și mai prezenți lângă copiilor? Poate da, am primit mai multe mulțumiri decât am primit în 2 ani de când au înțeles rolul nostru. Deci, e o oportunitate de învățare și pentru părinți în perioada Corect. Asta, nu doar Corect. Pentru copii. M-aș întoarce puțin la tine, Mihaela, cu întrebarea ce fel de sarcini și activități concrete încerci cu copiii, mai ales că predai fizică, o materie destul de grea și destul de, poate, puțin accesibilă atunci când, mai ales, copiii din comunități vulnerabile aud. Cum faci să te apropii de copii și în perioada asta, dar și cât a fost învățarea în sala de clasă? Eu am mers foarte mult pe lucrat practic. Bun, nu neglijăm povestea de enumerație, literație, calculăm, rezolvăm probleme, sigur, doar că în comunitatea asta, cel puțin copiii de gimnaziu încep să muncească deja, muncesc destul de vreme și ei au o experiență practică foarte mare, adică s-au obișnuit cu mecanisme, cu tot felul de ustensile, instrumente, aparate și așa mai departe și atunci le plac foarte tare activitățile practice. Ce am încercat eu a fost nu să-i țin foarte multe ore în fața unui ecran, un telefon, tabletă sau ce-o fi fost. În general, telefon de tabletă n-am să aibă. Am încercat să le dau niște sarcini în practice, o să vă și arăt. Adică am încercat să fac eu la mine în casă niște lucruri super simple și apoi să le trimit un fel de poze, infografice, informație scurtă, la fel, mergând pe ideea să o poată cuprinde ușor, dintr-o privire, să nu consumăm foarte mult internet, să nu stăm prea mult, să nu fie ceva foarte sofisticat, mai ales că nu au acel sprijin al părinților. Încercăm din nou minunea cu share screen-ul, eu cred că e mai simplu să se vadă. Ia să vedem. Ne ajută cumva. Bun, aceasta următoarea. Hai. De exemplu, am copii de așa, unde învățăm să cântărim, să măsurăm diverse mărimi fizice. Cântărit o portocală, masa unei portocale și de aici am aflat cât are masa unei râme, masa unui melc, masa unei cartofi, masa unei pietre din curte și așa mai departe. Și eu le-am lăsat provocarea aceasta cu portocala, ei mi-au întors ce au avut la îndemână, pur și simplu. Bun, am trecut la măsurarea volumului, volumul portocalei și așa mai departe. Lucruri din acestea pe care le poți face cu obiecte din casă, nu neapărat cu ce avem în laboratoarele pe care, mă rog, la Sumpetru avem laborator, la Sizbac nu avem, deși la ore tot așa ne descurcăm. Cum faci cu volumul obiectului, cum faci cu volumul de lichid. Și apoi am creat acest infografic în care le-am dat pasul 1, pasul 2 și așa mai departe. Și am rugat cumva să încerce și ei să ajungă să afle densitatea obiectului pentru care au măsurat masa și volumul. Era un fel de recapitulare, am făcut, nu este materie nouă, nici eu n-am predat materie nouă în această perioadă, am făcut recapitulare și am încercat să scoatem un pic fizica din sala de clasă, să ducem acolo unde e locul în viața de zi cu zi. Și am primit multe, multe lucruri de genul acesta. De la ei, partea de infografic și realizare o fac în această platformă care se numește Canva. Mie mi-e ușor, sunt mai multe, este gratuită, practic creez foarte ușor orice design, alegi ceva care se potrivește și apoi lucrezi de acolo. Și foarte important, este gratis, se poate face printr-un simplu cont. Exact, da, da. Așa, am făcut foarte multe, mai am câteva imagini, să vă arăt din cam ce am lucrat cu ei. Bun, asta era la partea de masă, volum, densitate, am avut circuitele electrice și iarăși am provocat să găsească 1, 2,
obiecte electrice prin casă și să încerce ei să facă o schemă de circuit electric. E aici vorba tot de copii de clasa 6 cu care abia am făcut fizica, se începe clasa 6 și abia am început astea. Circuitul electric din acea pisică luminoasă, iubitorii de pisici, avem de corectat acolo la conexiuni, dar au încercat. La fel, era și un ananas luminos acolo. Mi-au făcut și o schemă electrică simplă cu beculețul care radiază multă lumină. Le-am mai dat astfel de provocare. Aceasta e o activitate făcută în clasă cu măsurarea suprafeței cu hârtia milimetrică, dar ne-am legat de această activitate acum. N-au avut hârtie milimetrică, dar aveau caietul de matematică și știau că o pătrățică de caiet de matematică are 5 mm x 5 mm și acolo au mai măsurat ei niște suprafețe de frunze. Mi-au măsurat și suprafața unei râme, nu vreau să-mi imaginez cum au făcut asta, dar au măsurat suprafața unei râme. Iarăși, aceasta e o imagine din clasă când am lucrat cu tabletele cumpărate prin proiect științescu într-o aplicație numită ChartDraw. La fizică lucrăm multe grafice în programă, avem asta și e important pentru ei să știe să facă un grafic și să-l interpreteze. Aici era un grafic de temperatură la termodinamică, clasa 8-a. Am lucrat tot ce înseamnă măsurarea de temperatură, colectarea de date în tabel, grafic realizat de mână și apoi creat în această aplicație. Aplicația e iarăși gratuită, disponibilă și offline. O arăt aici pentru că atunci când am lucrat cu ei în clasă, am rugat să și instaleze aplicația în telefoane și acum au avut-o și au putut lucra și acasă. Aici aveți graficul făcut în caiet cu punctulețele acelea puse pe caietul de matematică și graficul realizat pe aplicație. Deci o comunitate mică a putut să câștige prin aplicația pe care a avut-o în cadrul fondului științesc, cu poate informație de interes și pentru alții profesori, învățători din întreaga țară, cum că da, se poate. E nevoie vezi nevoile de învățare clare ale copiilor. Da. Aici este iarăși un infografic, ok, asta le-a plăcut foarte tare, erau chestii interdisciplinare, am văzut că apar și ceva întrebări ale participanților noștri și la în chestiunea de scriere, dar și acum legate de aceste activități interdisciplinare. Aici au avut partea de acei și baze la chimie, dar cum mie îmi place să mă distrez cu tot felul de jucării de genul acesta, le-am făcut un infografic cu farza roșie și acizii și bazele din bucătărie. Deci două frunze de varză roșie, tocate mărunt, puse în apă fiartă, iese acest pigment albastru din ea și apoi puse niște pahare transparente. În momentul în care pui storj lămâia, este acid, ea face culoarea roșie specifică și tot așa, iar dacă pui bază, o să iasă culoare verde. Și asta i-a ajutat foarte mult pe ei să facă, să vadă vizual. Am colaborat cu profesorii, n-am răspuns la întrebarea ta legată de colaborări, dar așa am colaborat, ne-am ajutat, hai să facem ceva să fie lucru mai interesant pentru ei. Din ce înțeleg, cu materiale simple la care copiii sau cât mai mulți dintre copii să aibă acces, nu lucruri complicate, dar prin care se produce într-un fel sau altul învățare. Și aici poate un avantaj și faptul că toți copiii din Crisba locuiesc la casă și atunci poate în curte mai pot explora și asta e o oportunitate la fel de învățare pentru ei. M-am uitat puțin pe chat la întrebările care ne vin din partea celor care ne urmăresc și sunt mai mulți învățători. Diana care ne întreabă unde investești cele mai multe eforturi, către ce materii, dacă urmezi orarul pe care l-aveai atunci când eram în sala de clasă sau dacă lucrurile s-au schimbat puțin și inclusiv felul în care urmărești puțin ceea ce poate programa recomandă faci în această perioadă. În primul rând mă interesează ce competențe am de urmărit și cum le pot dezvolta, dar nu neapărat ce și ce cuprinde programa vis-a-vis de asta, da? Dar am găsit tot felul de activități care nu sunt legate neapărat doar de matematică și română. La școlar e un pic greu. Acum din clasa a doua te înțelegi deja cu ei, știu să, în principiu trebuia la final de clasa întâi să aibă competențele astea atinse. Să știe să scrie, să știe să citească, să știe să socotească în concentrul 0-100, da?
Deci te mai înțelegi. Alfabetul, acum, sau alte, nu știu, știu că profesorilor de preșcolar și de primar mic le este extrem de greu, pentru că alfabetul e impersonal să-l faci online. Da? Dar am găsit o grămadă de alte activități. Le trimit link-uri cu vizite prin muzee, prin da, cei care au acces. Le-am trimis povești înregistrate, povești citite de mine. Am ca asta o țin lângă mine. Da? Am 101 de povești pentru adolescenți motivaționale și vindecătoare. Da? Și le citesc în povești cu pilde, da? Și lucrăm pe baza lor, îi pun în pielea personajelor, da? Deci e nevoie să audă și să mă vadă, ei au nevoie să mă vadă acolo, da? Am făcut și noi experimente, am făcut mandale cu ce aveau, am învățat simetria la VAP, cu ce aveau prin curte și au făcut niște mandale extraordinare, o să vă pun poze imediat. Ce i-aș sfătui să implice cât se poate părinții, da? Și să aducă activități, indiferent ce fac, că este matematică, că e română, că e muzică, că e... Să aducă și pe părinți acolo. Nu știu, am făcut pictură, pictăm acum, le-am dat niște imagini, pictăm primăvara, pictăm magnolii înflorite, inclusiv eu sunt, evident că și eu mă pun și fac și ne arătăm lucrările, ne facem poze, da? Ok, cântăm, dansăm, avem activități de gătit, vine Paștele, da? Luăm rețete de la ceilalți, de la bunici, de la părinți, o să le adunăm. Deci se întâmplă și lucruri pe care noi oricum le făceam și la școală, dar mai mult decât cât ei trebuie să fie motivați. Iar dacă facem doar română și matematică și rămânem doar acolo, s-ar putea să-i pierdem. Și eu mă bucur că numărul lor a crescut din momentul și a crescut inclusiv a celor care își fac temele la română și la matematică, de când avem și altfel de activități. Deci întâlnirile cu copiii și activitatea merge dincolo de zona strict academică, da. Merge mult pe explorare, pe abilități, da. Practice, pe da. Lucruri poate împreună cu familia, colaborare. Da. Ceea ce poate se întâmpla și în învățarea tradițională, dar cu precădere mai mult acum când copiii au nevoie de tipul ăsta de conectare. Și credeți-mă, și adulții au nevoie de timpul ăsta de conectare și sunt convinsă că peste 20 de ani, când o să-și aduc aminte de copilărie, o să zic că perioada aia cu coronavirusul a fost perioada în care am stat aproape de părinți. Pentru tine, Diana, și pentru tine, Mihaela, poate care e cea mai importantă lecție învățată în perioada aceasta? O descoperire de care v-ați dat seama, uite cât de folos e că se întâmplă acum, pentru că e o oportunitate de învățare pe care pot să o duc mai departe și după ce această criză, sperăm, se va liniști și ne vom întoarce la interacțiunea tradițională cu copiii. Pentru mine ce a contat cel mai mult cred că a fost relația foarte faină pe care am construit-o cu copiii și ei cu mine, că nu se poate relația din ambele sensuri. Dacă nu era relația asta de încredere, ok, hai să facem lucrurile să meargă. Am intrat în povestea asta în ideea că scopul școlii este să ajungem să avem o meserie, nu să ne, nu știu, să treacă timpul, să nu-mi dau note, nu-mi pun accent acum, ignor tot ce înseamnă școală în perioada asta. Nu cred că am fi reușit să facem. Și da, și la mine numărul lor a crescut, de la cei 3-4 care aveau acces la internet foarte rapid și au răspuns foarte bine, pentru că din prima zi în care am lucrat online, acum sunt aproape toți disponibili. Dacă am întârziat cu ora de sunat și nu i-am sunat, caută ei variante să ne caute. Au apărut părinți care m-au întrebat de frații mai mici dacă ei nu lucrează, cu ei nu lucrăm. Am găsit o variantă să le trimitem și niște cărți să citească. Am o fetiță care i-am dat eu o carte și mi-a spus, doamna, am citit-o a treia oară pe aia, că nu mai am altele. Și am vrut să trimitem prin curier niște cărți către copii.
lucrurile merg, dar contează foarte tare relația. Deci pur și simplu să vadă că îți pasă de ei și atunci fac și ei eforturi. Au fost situații în care telefonul acela la care îl sunam eu pe copil să lucrez cu el a fost pus pe speaker și m-am trezit că lucrez cu toată familia, încercând tot să descifreze acolo ce aveam de făcut. Am trimis niște teste, am lucrat și în Kahoot și în Quizizz și pe platforma Digitaliada cu ei. Pe Kahoot și Quizizz este create de mine, pe platforma Digitaliada sunt foarte multe resurse gratuite, tot așa pentru copii, create în română și utile și gratuite pentru orice școală, numai pentru cei care au proiect Digitaliada în școală. Și m-am trezit că mi l-au rezolvat 2-3 frați din familie, nu numai cel căruia îi trimisese. La fel, frații mei mari ai copiilor cu CES, care au terminat povestea cu școala, au completat și ei. Adică mi s-a părut așa interesant și au luat-o ca un fel de joacă de învățat, care chiar le-a plăcut foarte tare. Am găsit încă o jucărie foarte faină care i-a motivat pe ei să se implice. E iarăși un programel, e un site pur și simplu, pe care poți crea tot felul de puzzle-uri cu rezolvare tot așa online. Încerc să trec la el acum, dacă mă lasă, să vi-l arăt. Și am creat eu pe pozele primite, acesta este I'm a Puzzle. Deci pur și simplu încarci o poză acolo, dai 3 clicuri și îți creează un puzzle online pe care după aceea îi trebuie să-l rezolvești. Deci portocala mea, care măsuram volumul, a arătat așa în final, mai stau așa, cu forme de inimioare și apoi o rezolvi online și când ai reușit să o rezolvi, primești și confeti. Și arată așa foarte drăguț și motivant pentru ei. Aici nu doar că au rezolvat puzzle-urile, dar... Din ceea ce înțeleg, pentru că... Și să-mi trimite că ia uitați ce am mai făcut. Din ce înțeleg, oportunitatea de învățare sau oportunitățile de învățare pe care le creez în perioada asta cu copiii n-ajung la un singur copil, ci de cele mai multe ori la întreaga familie și în felul ăsta se mai schimbă, poate, sau părinții înțeleg mai îndeaproape ce eforturi depune un cadru didactic atunci când vine vorba de planificare, pregătire și execuția unei lecții. Mulțumim tare mult și pentru toate resursele împărtășite, care sunt convins că sunt absolut valoroase. Dacă ne poți spune, Diana, cum e pentru tine sau care a fost lecția cea mai valoroasă pe care până în momentul de față simți că ai învățat-o și că o poți dezvolta și duce mai departe în perioada următoare? Bun, în afară de faptul că, după, îmi cer scuze, uite, asta se întâmplă în... Da? În sala de acasă. Asta se întâmplă la lucruri de acasă. Îți latră câinele, mai te sună un copil, mai sună interfonul. Bun, în afară de faptul că ai descoperit că după curentul electric cea mai mare descoperire a lumii este internetul, da? Așa, și de faptul că dacă nu ai câteva abilități minimale de informatică și de a lucra cu tehnologia, universul îți este destul de restrâns în diverse situații, ca aceasta, da? Am realizat cât de importante au fost legăturile pe care le-am creat cu comunitatea, cu părinții, cu copiii, cu bunicii, cu colegii de cancelarie, pentru că la fel au rămas și în perioada aceasta, încă mai mult decât atâta ne ajutăm și ne sprijinim reciproc cu absolut tot ce e posibil. Eu cred că am... cer scuze, numai o secundă. E în regulă. Până revine Diana, legat de ce ne-a povestit Mihaela și ce am reușit să descoper poate și în cadrul altor întâlniri, faptul că angajamentul copiilor în perioada asta e din ce în ce mai mare, inclusiv la acei copii, dacă îi putem numi așa, problemă, vedem cum curiozitatea și nevoia de explorare și învățare în perioada asta și de conectare până la urmă cu ceilalți colegi crește. Diana, te rog. Da. Puterea lui împreună. Deci puterea lui împreună e fantastică, altfel nu am fi reușit. Și cred că este lucrul cel mai valoros
Pentru că s-au întâmplat lucruri, m-au ajutat prieteni, mi-au trimis telefoane, dispozitive pe care nu le mai foloseau, să le trimit copiilor. Părinții au făcut eforturi să le ia dispozitive, adică și totul sau noi, toți, comunitatea a ajutat, adică putem reuși împreună, putem trece de absolut orice barieră împreună. Cred că asta e, puterea lui împreună e fantastică. O întrebare care se tot repetă din partea participanților și inclusiv atunci când au completat formularul de înscriere: cum puteți face evaluarea în perioada aceasta? Nu neapărat o evaluare academică, pentru că, așa cum poate și Ministerul Educației recomandă în perioada asta, ci mai mult o evaluare care să meargă în zona formativă. Cum se întâmplă treaba asta cu copiii, cu elevii voștri? Răspund. Te rog, Diana. Așa. Bun, acum evaluare nu poți să faci neapărat, că nu ai cum să faci, nu predai, da, material nou. Nu faci o evaluare, dar faci o evaluare a ceea ce faci, da? Efectiv, de fiecare dată, la fiecare lecție, la ok, ce am învățat, lucruri pe care oricum le faci și la clasă, dar ce am învățat astăzi? Să terminăm ziua cu ce am învățat astăzi, da? La ce ne folosește, unde îl putem duce, da? Sunt lucruri, asta este evaluarea, adică dacă copiii pot răspunde la întrebările astea, ce am învățat azi, la ce ne folosește și unde îl putem duce mai departe, da? Cu siguranță s-a produs învățarea, indiferent ce fac. Mm-hmm. Mulțumim tare mult! Da? Da. La noi, la gimnaziu, putem face și evaluare pe bune, adică sunt niște resurse pe care le-am folosit și la oră înainte. Am folosit teste în Kahoot și Quizizz, înlocuind celebrele cărți de control și așa mai departe, dar le foloseam dinainte de această perioadă. Ce îmi place foarte tare acolo este că primim într-adevăr niște rapoarte foarte ok, adică vedem inclusiv cât timp a stat copilul ca să lucreze, o să răspundă la o anumită întrebare, vedem și dacă a greșit de mai multe ori sau nu acel răspuns, și atunci poți să-ți dai seama mai bine decât de pe o lucrare scrisă ce, unde e nevoie să mai lucrezi. Sigur că evaluare putem face și calitativ. Uite, la Sfânt Petru am reușit să facem evaluarea preferințelor copiilor, ce metode preferă ei. Și cam 40% vor întâlnirile live, pentru că au tehnologie și acea platformă. Și aceste teste, uite, acum v-am pus, sper că vede toată lumea, imaginile în Kahoot. Am creat niște teste, e un test destul de simplu, e iarăși interdisciplinar, fizică și educație fizică, era despre viteză și am vrut să integrez niște filmulețe de pe YouTube în care ei vedeau niște sportivi și încercau să calculeze viteze, durate, deplasări, făcând legătura cu ceea ce făcusem și în clasă cu grafice și așa mai departe. Aici primim pe fiecare întrebare procentaje de răspunsuri corect, deci rapoarte pe care altfel e foarte greu să le faci și aici vezi progresul individual al fiecărui copil, de exemplu. Asta e o parte din, pe care nu vede copilul, o vedem noi ca profesori. Aceasta este platforma Quizizz pe care am folosit-o foarte mult. Sunt și teste foarte multe create de profesori din toată lumea care sunt disponibile. Eu prefer să le creez eu. Am creat pentru fiecare clasă câteva teste și apoi vin evaluările pe fiecare, uite, acuratețea răspunsurilor și vezi inclusiv detalii la ce oră lucrează copiii. Deci îți dai seama, și așa am observat că... S-a blocat. Din păcate s-a blocat puțin, dar puțin am deja. Deci primind aceste rapoarte, că îi dai testul. S-a blocat ceva mai devreme, acum ne auzim. Dacă ne poți repovesti puțin de la ce oră e cea mai intensă activitatea copiilor. Deci după 5, după amiaza, lucrează cam 80% din elevii cu care lucrez eu. Eu având cam 160 de elevi în cele 9 clase de gimnaziu la care sunt profesor.
Deci asta este, lucrează după amiază și într-adevăr, eu dimineața pregătesc materiale, nu prea am cu cine să discut, dacă vreau să fac ore la 9 dimineața, nu prea am cu cine. Și atunci îmi fac materiale, o pregătesc, corectez, evaluez un pic și lucrăm seara. Aici pun un pic pe ecran tot ce înseamnă rapoartele. Ah, iar aici am văzut o întrebare dacă pot să continui sau e... Aici e ceva la ora de dirigenție și am văzut și întrebări pe Q&A-ul nostru legat de asta, da. Ce putem face online la dirigenție. Continui acum sau este... Te rog, Mihaela, că e foarte valoroasă. Ok, pentru că sunt dirigintă la clasa 8-a, am zis haideți să evaluăm un pic și opțiunile lor pe mai departe, să văd, de fapt știam că am mai făcut această evaluare, dar am vrut să văd dacă a fost modificată de situația actuală. Și am făcut eu un Google Doc simplu, pentru că le-am trimis lor link-ul. Am aici câteva rapoarte, au completat 20 de copii de clasa 8-a din Crisbav. Vedem că 55% din ei au spus că vor să meargă la școală profesională, 45% la liceu. Aici au ales oarecum școlile profesionale. Pe mine mă interesează asta pentru că plănuiesc niște vizite cu ei acolo și aceste școli profesionale în sistem dual sunt cele care lucrează în parteneriat cu firme. Au niște teste specifice fiecare și atunci pe mine mă ajută să văd pentru ce trebuie pregătit fiecare copil, pentru că testele acelea sunt diferite de evaluare națională și de ceea ce dăm noi ca evaluare în școală și atunci va trebui să ajutăm fiecare copil să aibă cât mai multe șanse acolo unde își dorește să ajungă. Și pe mine graficul acesta mă ajută foarte mult. Aici era vorba de ce cred copiii, despre părerea părinților, dar spusă de copii. Deci copiii au răspuns, nu părinții, la această întrebare. Uite, 15% au spus că au nevoie de mai multe informații ca să decidă dacă susțin sau nu copilul să meargă mai departe. Deci în perioada asta, zona de consiliere și orientare în carieră e cât se poate de potrivită, mai ales atunci când copiii se ajută între ei, chiar dacă nu toți neapărat au acces la un telefon performant, dar își pot împrumuta între vecini și așa, și așa mai departe. Deci lucrurile astea pot continua în această perioadă, cel puțin pentru comunitatea în care ești tu prezentă ca profesor și ca diriginte. Da. Da, și a fost nevoie, tocmai pentru că acolo în comunitatea noastră s-au întors foarte mulți oameni din cei care erau plecați la muncă în străinătate, în general Italia, Spania, Anglia, Germania și oamenii aceia care lucrau acolo erau de fapt principala sursă de venit a familiilor și și-au dat seama foarte brusc și oarecum dureros pentru ei că singura lor șansă este să ajungă să aibă o meserie și o calificare. Și acum foarte mulți părinți își doresc să meargă copiii mai departe la școală. Va fi mult de lucru pe planuri remediale, apropo și de întrebările care apar în Q&A-ul nostru despre ce facem cu copiii care refuză sau care nu au acces să lucreze în această perioadă. Pentru fiecare copil cu care lucrez eu am pregătit deja un mic plan remedial și asta vom face. Chit va însemna ore în plus sau găsit altă variantă împreună cu profesorii astfel încât să lucrăm foarte focusat pe recuperarea bolurilor din perioada asta, nu numai pe română și matematică, nu despre asta e vorba, e vorba de competențe. De ce poate face copilul mai departe, cât îl ajută să aibă o șansă la un viitor mai bun, că până la urmă despre asta este vorba în ceea ce facem noi. Aș sublinia puțin un aspect pe care l-ai spus și poate peste care am trecut foarte repede, dar mi se pare primordial, faptul că odată cu întoarcerea părinților acasă de la muncă din străinătate, își dau seama de valoarea educației și pun mai mare preț pe copiii lor și pe ce înseamnă a merge la școală și a investi resurse în a susține copiii să urmeze școală pe mai departe după ce termină clasa 8-a. Și pentru că vorbim de o criză până la urmă de sănătate care ne afectează pe toți, nu doar la nivel fizic, ci și la nivel emoțional, iar profesorii au și un rol de mediator emoțional, dacă îl putem numi așa. Cum faceți față în perioada aceasta cu toate fricile, anxietățile care vin și la noi, adulții, și e firesc să se întâmple treaba asta, dar le simțiți și la copii și poate și la părinți? Diana, cum reușești să gestionezi zona asta emoțională a copiilor în aceste vremuri, în această perioadă, de la distanță?
Bine, în primul rând trebuie să-mi gestionez zona emoțională proprie și asta vă sfătuiesc pe fiecare dintre voi, voi participanți și toți cei care ne vor auzi. Fii tu bine, pentru că dacă nu ești tu bine, nu poți să transmiți bine mai departe, nu ai cum. Da? E foarte important să îți găsești echilibrul în ceva, dar este o perioadă extrem de benefică. Da? Hai să vedem și lucrurile pozitive. De benefică de a face meditații, de a face mindfulness, da? De a găsi soluții în care să te echilibrezi energetic, da? De a lucra la proiecte la care îți doreai să lucrezi și n-ai avut niciodată timpul să o faci, de a face câteva cursuri online, de a te specializa în altceva sau de a-ți găsi și o altă specializare, da? De a citi cărți pentru care nu ai avut timp, probabil, sau nu, da? Cărți online se pot comanda, există o grămadă de cărți, de site-uri cu cărți gratuite online pe care le și vă recomand să le recomandați și părinților și copiilor să le citească. E timp pentru noi. Da? Și dacă avem timp pentru noi, suntem bine cu noi și putem să transmitem bine mai departe. Eu fac lucrurile, încerc să le fac cât mai atractiv, da? Să le aduc în cât mai atractiv și cât mai amuzant. Adică mergem și pe partea asta, pentru că ăsta mi-e felul. Da? Da, n-aș avea cum să știu altfel. Și așa, dar încercați să fiți voi bine cu voi. În primul și în primul rând. Și după aceea, cu siguranță, o să transmiteți, pentru că în rest, tot ce e nevoie să știți, e deja în voi. Foarte de folos. Mulțumim tare mult, Mihaela, pentru copiii mai mari și poate pentru părinți care muncesc foarte mult la pădure, la câmp, în perioada asta, când începe munca la câmp. Cum simți că... Ei muncesc mult în construcții, muncesc, da, la pădure, da, sunt munci grele și complicate, chiar și copiii muncesc, ca un copil care a rămas repetent din cauza că a fost la muncă anul trecut, deci a vrut 400 de absențe pentru că el a fost la muncă la 14 ani, dar sunt și acum majoritatea băieților de la mine din clasă merg și la muncă. Se simte stres destul de mare exact pe situația asta. Sunt foarte mulți oameni din sat care s-au întors din zonele acelea foarte afectate. Le este și frică pentru sănătatea lor, pentru că sunt oameni care nu neapărat sunt foarte bătrâni, dar au probleme medicale netratate de mult timp și, da, este un pic teamă și îngrijorare pe partea aceasta. Niciodată nu, când sun sau când discut cu un copil, nu încep discuția cu hai să rezolvăm tema asta, uite fizică, uite niște probleme de rezolvat aici, încerc să aflu dacă sunt bine toți, dacă comunitatea în sine este bine, pentru că afli imediat de la ei ce s-a întâmplat, dacă s-a întâmplat un eveniment mai neplăcut pe acolo sau ceva, vei vreun motiv de îngrijorare în plus și simplu fac că-ți pasă și că întrebi. Simți așa, cum se schimbă vocea, cum se deschid, cum parcă așteaptă telefonul la acela. Pur și simplu, în momentul în care întrebi ce faceți, sunteți bine cu toții și copiii și bunicii și părinții deja, și de la început sunam și de câte două, trei ori până mi se răspundea la telefon, acum nici nu se mai termină primul târ și se răspunde la telefon. Pentru mine este un indicator că acel telefon este oarecum așteptat. Bine, și a devenit și un fel de rutină. Mulți părinți mi-au spus că erau obișnuiți ca de la școală să-i sune numai când sunt probleme cu copii. Ce știți cum e, ca părinte și eu sunt părinte și știu cum e, când te sună de la școală de obicei nu e chiar o treabă foarte ok. Și atunci e un pic și un moment în care să le arătăm că școala e aproape de ei și că chiar ne pasă. Că până la urmă rolul unei școli într-o comunitate din aceasta nu este doar să bifeze niște note și niște absențe în catalog și așa este și aducă grija aceasta și încrederea acolo și să încercăm să transmitem că ne pasă unii de alții și e mai important. Că până la urmă construiești și comunitate și relații frumoase între oameni și na, e un fel de viitor până la urmă, nu e vorba de viitorul copiilor și al familiilor. Și pentru că vorbim de comunitate și a crea relații, cum simțiți că s-a transformat cancelaria în perioada aceasta? Pentru că povesteați ceva mai devreme, cum că lucrați împreună,
Diana, Mihaela, cum simțiți că sunt colegi în perioada asta? Cum împărtășiți resurse? Cum reușiți să vă auziți, să vă sprijiniți unii pe alții? Că sunt convins că se întâmplă lucrurile acestea în comunitățile din care veniți. Da. Păi, după cum spuneam, la fel ca în orice alt mediu, da? Nu neapărat că este cancelarea și este mai specială decât orice alt spațiu de lucru, da? Există și argumente pro și argumente contra, există și negativiști, există și oamenii pozitivi și există și oamenii echilibrați, oameni de mijloc. Dar există toate tipologiile în orice fel de structură ai lucra. Le este greu colegilor care nu au abilități tehnice. Le este foarte greu, pentru că ei nu au ținut legătura cu copiii, nu au avut cum să țină legătura cu copiii. Ce și atunci recomanda, poate, oamenilor să facă că niște cursuri sau să ceară ajutor, pentru că singuri sau sunt oameni de 60 ceva de ani care nu au abilitățile astea formate, pentru că nu existau în școală la vremea respectivă sau nu i-a format cineva în sensul acesta, da? Și recomand să se facă cursuri pentru toate cadrele didactice, da, de folosire a internetului, de folosirea unui laptop, a unui telefon, de instalarea unei aplicații. Apropo de asta, cu instalatul aplicațiilor pentru colegii care se uită acum la noi, e foarte important în momentul în care le trimiteți, da, vreți să lucrați pe o platformă, cum e Zoom-ul, să le trimiteți link-ul de downloadare a aplicației, să aibă aceeași aplicație fiecare telefon. Pentru că dacă nu vor fi cu informații, da, vor fi cu informații, vor vedea altceva. Da? Iar legat de Zoom, școala pe net oferă tutoriale despre cum poate fi folosită aplicația Zoom în așa fel încât să o ducem în învățarea online cu copiii. Deci acolo găsiți pe școala.net.ro resurse despre cum pot fi mai multe aplicații, platforme online folosite. Exact. Și cu colegii asta se face. Lucrăm, da, ne sprijinim cu profesorul de engleză. Acum la primar e un pic diferit. Da? Profesorul de sport nu este la fel de face Nintendo sau nu știu ce mai să facă online. Dar fiecare își vede de bucata lui și ne completăm și ne facem lucruri împreună, facem activități împreună. Mm-hmm. Mihaela, cum simți lucrurile că sunt în Crisbav? Cum simți că sunt în Sânt Petru, pentru că sunt două comunități diferite și cum pot fi ele aduse poate cât mai aproape una de alta, deși background-ul lor e, așa cum spuneam mai devreme, destul de diferit? În Sânt Petru am avut deja 3 consilii profesorale online cu toată lumea. Asta pe mine mă ajută foarte tare pentru că eu fiind în două școli ratam de obicei consilii la Sânt Petru. Cred că am prins unul singur în 2 ani de zile pentru că era în ziua în care nu eram eu la ei în școală. Și mi-am cunoscut și eu colegi noi, mai ales învățătoarele pe care le vedeam foarte rar prin școală. Am reușit și noi să stăm de vorbă, deci ne-a ajutat foarte tare. Dar avem această platformă și acolo comunicarea chiar funcționează și este eficientă pe partea aceasta. La Crisbav, acolo este o problemă, în primul rând, și de instabilitate. Noi, la gimnaziu se schimbă foarte mulți profesori în fiecare an și e foarte greu până ajunge să ne cunoaștem între noi. Este foarte greu să începem să colaborăm, iar perioada asta chiar ne-a obligat să facem lucrul ăsta, să lucrăm, să colaborăm. În prima săptămână am vorbit, e adevărat, mai mult cu profesori decât cu copiii, încercând să punem cap la cap cum lucrăm și ce facem. Da, sunt colegi care nu au abilități tehnice, dar n-a fost nicio problemă să-mi trimită. Revenim. S-a întrerupt, cred că, preț de 10 secunde. O întrebare pe care poate aș lua-o, pentru că multe școli în perioada asta sunt în perioada școală altfel, o activitate pe care ați recomanda-o profesorilor, că e vorba de o activitate offline, online, o platformă de învățare sau de explorat pentru copii, ceva foarte practic și util.
Spune, Miha. Ok, un exemplu scurt la mine. Mâine seara avem cu cei de la St. Petru pe platforma online o întâlnire frumoasă cu niște omuleți fain de la European Space Agency care ne vor răspunde la orice întrebare despre astronomie, fizică, inteligență artificială și lucruri de genul ăsta. Totul va fi online, sunt copii de gimnaziu scriși frumos acolo, deci va fi, avem acces la oameni pe care altfel nu-i putem aduce în școală. Deci eu și asta o oportunitate. Mm-hmm. Mulțumim tare mult! Da, același lucru voiam să-l spun, și eu am adus la școală altfel modele, da? Modele pe care copii, la care copiii au acces greu altfel, da? Modele educate, da? E important, modele educate. În ultima perioadă am încercat să-i scot în curte cât mai mult și să facă niște activități cu lucrurile pe care le găsesc acolo, experimente cu lucrurile pe care le găsesc acolo, da? Acum s-a făcut mai frig, facem, pot face citire pe roluri, pot face teatru, pot face, sunt o grămadă de lucruri, poți face clase inclusiv pe online, poți face diferite clase pe activități și să faci ca un fel de concurs în care, da, în care ei să participe, să formeze echipe, da, poți forma echipe în online, da, formezi echipe. Sunt o grămadă de lucruri pe care le poți face și în online. Nu este la fel de personal ca și live-ul, dar ne descurcăm cu ce avem. Dar sunt o grămadă de lucruri. Da, modelele funcționează de fiecare dată. Un model curioasă îi pune o grămadă de întrebări. Deci... E poate cea mai valoroasă experiență. Da. Iar legat de resurse, pentru că primim multe întrebări pe tema asta, ce resurse putem accesa săptămâna aceasta, trei resurse vă recomand și eu, și anume activitățile propuse de cei de la WWF România. Au făcut în toată această perioadă mai multe carduri cu activități foarte practice care se pot face cam în orice casă a fiecărui copil din țara asta. Cei de la Fundația Noi Orizonturi ne recomandă la rândul lor alte activități la fel foarte practice și, în ultimul rând, colegii de la TechSoup România, prin programul lor Îndreptar Digital pentru copiii, părinții, familiile care au mai mult acces la tehnologie și internet. Puteți citi aici mai multe activități practice pe care ei ni le recomandă. Întâlnirea noastră ajunge încetul cu încetul spre final. Mulțumim celor peste 450 de oameni care au fost aproape de noi în această întâlnire. Mulțumim tare mult, Mihaela Bucșa, mulțumim tare mult, Diana Ilie, pentru că ați fost alături de noi astăzi și ne-ați împărtășit din lucrurile frumoase pe care le faceți cu copiii, în ciuda vremurilor grele pe care le trăim. Într-un fel sau altul, învățarea poate continua și din sala de acasă, fără presiune și fără neapărat foarte multă anxietate, ci cu blândețe, așa cum ziceați, ceva mai devreme și cu atenție destul de mare către zona asta de empatie și relaționare cu copiii. Mă bucur tare mult să văd cum comunitățile în perioada aceasta se solidarizează și începem să ne ajutăm unii pe alții acolo, poate unde oportunitățile sunt mai puține. Centrul de Resurse în Comunicare, Asociația Tisch for Romania, Asociația TechSoup România, Fundația CD Knowledge împreună cu Ministerul Educației și Cercetării și cei de la Kaufland România. Vă mulțumesc pentru faptul că ați fost astăzi alături de noi și că ne-ați ascultat. Ce pot să vă doresc e să aveți putere să continuați să fiți aproape de copii. Știu că sunt vremuri grele în care și noi adulții trăim la rândul nostru sentimentul de incertitudine și poate chiar de teamă. Avem însă cu toții încrederea că putem să trecem cu bine peste vremurile acestea grele pe care le trăim și poate în luna mai sau atunci când lucrurile se așează și redevin la normal să ne întâlnim și în contexte offline în care să împărtășim și să învățăm unii de la alții.
Vă mulțumesc tuturor pentru tot ce ați oferit astăzi. Noi, cei de la Școala pe Net, vă invităm la o nouă întâlnire de astă dată cu trei directori de școli, joia aceasta, în 2 aprilie, de la ora 17. Mai multe detalii găsiți pe site-ul nostru, școalapenet.ro. Până data viitoare, toate cele bune și să rămânem cu toții sănătoși. Numai bine! Thank you.